Elevii claselor a 12-a și a 13-a, care au susținut simularea examenului de bacalaureat, au aflat astăzi rezultatele. Astfel, la limba și literatura română, procentul de promovare este de 51,15%, la proba obligatorie a profilului, la matematică sau istorie, procentul de promovare este de 49,92%, la proba la alegere a profilului și specializării, procentul de promovare este de 58,17%, iar la proba la limba maternă, procentul de promovare este de 50%. La limba română, cea mai mare notă este de 9,85, obținută de un elev de la Colegiul Național Traian Lalescu din Reșița. La proba obligatorie a profilului, un elev, tot de la Colegiul Național Traian Lalescu din Reșița, a obținut nota maximă 10. În schimb, la proba la alegere a profilului și specializării, 7 elevi de la Colegiul Național Traian Lalescu din Reșița, Colegiul Național Traian Doda din Caransebeș, Liceul Teoretic General Dragalina din Oravița și Liceul Tehnologic Clisura Dunării din Moldova Nouă au luat nota 10. La limba maternă, cea mai mare notă, de 9,50, a fost a unui elev de la Liceul Româno-Croat din Carașova. Reamintim că notele obținute nu se contestă, sunt analizate la nivelul fiecarei clase și se trec în catalog doar la solicitarea scrisă a elevului. Obiectivele urmărite de Ministerul Educației prin organizarea simulării bacalaureatului sunt familiarizarea elevilor cu rigorile unui examen real și optimizarea rezultatelor obținute de către aceștia la finalul studiilor liceale. Simularea de la BAC de anul acesta a fost marcată de mai multe noutăți. În primul rând, în acest an, colțul lucrării nu s-a închis și nu s-a lipit, conform procedurii oficiale. Un alt aspect semnificativ a fost trecerea la evaluarea digitalizată. Lucrările elevilor au fost scanate în clasă și ulterior au fost corectate pe o platformă digitală. Conform ghidului Ministerului Educației, fiecare profesor corector a avut în responsabilitate evaluarea a aproximativ 50 de lucrări. Acești profesori au provenit din alt județ decât cel de origine al candidaților, asigurând astfel obiectivitatea în evaluare. De asemenea, fiecare lucrare a fost evaluată de către 2 profesori corectori. Mai mult, la limba română au fost eliminați din programă autorii Titu Maiorescu, Eugen Lovinescu, Marin Preda, Nikita Stănescu și Marin Sorescu. Următorul pas pentru elevii de a 12-a și a 13-a este chiar examenul de bacalaureat propriu-zis. Înscrierile sunt prevăzute în perioada 3-7 iunie. Examenul de bacalaureat va începe cu probele orale prevăzute în perioada 17-27 iunie. Pe 1 iulie, elevii vor susține prima probă scrisă la limba și literatura română. Pe 2 iulie urmează proba obligatorie a profilului, pe 3 iulie proba la alegere a profilului și specializării, iar pe 4 iulie proba la limba maternă. Elev de clasa 12-a 1473, iar elev de clasa 13-a 571. Primele rezultate sunt afișate pe 8 iulie, iar rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, sunt afișate pe 12 iulie.